Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi o să fac ardei umplut cu sos de roșii. Haideți să vă arăt ingredientele. Dragii mei, nu o să avem nevoie de multe ingrediente, ca de obicei, puține și o să ne iasă ceva delicios. Aici avem 600 de grame de carne de porc. Eu le-am tăiat așa cu cuțitul mărunt, nu le-am măcinat, dar așa ne place. Aici am 7 ardei, da, ardei din aștia mari, așa, am și roșu și alb, că așa am avut. Acum, dacă se umfle tot bine, dacă nu, nu, să vedem, nu știu cât tot. Aici am, deci la 600 de grame de carne, punem 150 de orez, că acum nu putem să mâncăm numai carne goală. Aici am curățat o 6 ceapă micuță, e o jumătate de kil. Avem o legătură de mărar, un ardei iute, avem un sos din asta de jumătate de litru de roșii pasate și, bineînțeles, condimente, sare, piper, boia și o să pun și un pic de cimbru uscat. Deci cam asta ar fi pentru ardei umplut. Și cu sosul ăsta, ultima dată după ce fiert, o să știți că o să fac un sos așa peste ea, să dai un groș cu sosul, atât ai tot. Deci acum vreau să tai ceapa, să amestec cu carnea, cu orezul, cu condimentele și să umplem ardeii. V-am mai arătat prima dată că nu-i scobit, o să vă arăt cum, v-am mai arătat de multe ori, vă arăt și acum, cum scobim noi ardeii. Eu așa scot cotorul, o iau și învârt roata și un pic cu degetul mic și trag cotorul afară, vedeți? Așa se scoate cotorul, eu așa fac tot timpul, o scutur și după aia dau un jet de apă. Deci cam asta ar fi procedeul la ardei. Aștia nu prea au cotor, dar și la ăștia la fel. Vedeți, facem. Opa, am de ce să țin, dar trebuie să o scoatem. Dacă nu puteți cumva cu mâna, ajutați cu cuțitul, cu ceva. Că dacă n-are coadă, n-ai cum să ții, să tragi de ea. Dar trebuie scos cotorul, asta e principalul. Și metoda cea mai ușoară care v-am arătat-o eu. Deci să rupeți, numai trebuie să aibă coadă, dacă n-are, n-ai cum să ții de ea. Și uitați, am scos. Și o să punem, bineînțeles, la spălat. Eu acum nu v-am arătat numai cum să scoateți. Deci eu împing cu degetul mare înăuntru, roata, și după aia trag de ea. Și așa iese cel mai ușor. Și așa se face până scoate tot, o spălăm și se poate umplea. Numai trebuie să facem umplutura. Deci tăiem ceapa acum foarte măruntă, imediat. Uitați. O să pun aici să le spăl. Mai, au fost spălate, le mai spălăm o singură dată, că înăuntru cum... Și cu cuțit, uitați, puteți așa tăia, poftim. Că vedeți că nu are coadă și atunci ce să mă chinui cu ea dacă... Așa. Și asta. Exact la fel. Merg cu cuțitul roata după cotor și o scoți afară. Și ai gătat. Dacă n-ai de ce să ții... Uite. Și într-un minuțel, nici atâta, n-o durat, noi am gătat cu ardeii. Care știți că nici ardei, orice mâncare ar fi, la mine nu ține cu orele. Așa că am curățat ardeii, o să dau un jet de apă la ghiuvetă și acum, bineînțeles, asta o ținem, asta ținem, curățăm tocătorul. Bine vă spun și eu, dragii noștri urmăritori. Deci acolo am dat ceva, ce e, ardei iute a fost? Da, ardei iute și acum tai mărarul. Asta vine înăuntru în... Compoziție. Da.
I-am spălat-o cu aia pe ea, e spălată. Da, tăiem tot. Ați văzut o legătură de mărar. Dar nu o să pun tot odată, că o să le pun în două rânduri. Pun jumate în compoziție și jumate las când e gata. O tragem aici deoparte. Da. Și acum o să tăiem ceapa. Uitați. Nu. O să dureze mult, vă garantez că știu ce fac. O să dureze foarte, foarte, foarte puțin. Că tăiem foarte repede și nu tăiem foarte mărunt. Așa, nici mare, nici mic, potrivit. Și mere foarte, foarte repede, nici nu apucăm să tâmpim până e gata. Uitați-vă aici. După cum observați, stai cu cuțitul de la 7.30. Exact, da. Am luat iară cuțitul meu înapoi. Da, asta e cuțitul meu preferat. Am grijă de ea. Am multe cuțite, dragii mei, și lucru cu oricare, dar cea mai bine tai asta, e adevărat. Da, ce să vă mint. Dar trebuie să am grijă de ea. Și uitați, așa mere, tocatul, ca la carte. Deci... Cred că e foarte multă ceapă. Dar trebuie, Mihai, că nu pui decât orez și ceapă. Atâta pui, altceva nu pui nimic. Păi, ce vrei să faci? Ardei umplut fără carne? Nu, ceapa după mine putea să lași două deoparte. Să lași două ție? Bine. O să lăsăm la Mihai, că așa vrea Mihai. Să știți că eu ascult, uitați, asta de o micuță, o pun deoparte, că las la Mihai. Vrea eu. Ați văzut cum ascult eu? Și acum, dragii mei, vreau să vă spun, deci nu mai mut de aici, că n-are rost. Ceapa e tocată. Carnea e pregătită, ardei e pregătit, condimentele sunt aici, tot e pregătit. O să merem la aragaz, de o să călesc foarte puțin ceapa, pun orezul, carnea și după aia vinim și umplem ardeii. Am pus ceapa la călit. Lăsăm un pic ca să devină sticlos. De flacără, am schimbat diuzele la toate ochiurile. Alea erau diuze pentru fabricate pentru gaz la rețea. Și astea sunt pentru butelie. Deci merge flacăra foarte bine. Deci mai lăsăm un pic ceapa să devină sticloasă și peste ceapă o să punem imediat orezul. Am pregătit aici orezul, după cum bine știți, 150 de grade care și-am spălat. Grame! Se lipește că e ud.
mai călim un pic și cu orez și după aia punem carnea și condimentele. Vă rugăm frumos, uitați-vă la rețetele din urmă. Eu repet acest lucru, sunt atâtea rețete simple, deosebite. Cum se vede, am pus jumate din mărar și ardeiuț, vedeți? De jumate, aici să se combină mirosurile, aromele, tot, uitați ce bine arată. Și acum punem carnea tăiată cu cuțitul, nu-i tocată, deci tăiată. E minou, așa ne place, vedeți? Uitați! Da, de obicei e bună cumpărați carne de lucru. Da, carne de porc m-o lua Mihai și eu am mașina de tocat la curent, din aia mare am. Și am zis că, na, scot afară pentru jumătate de kil 600 de carne ca să murdăresc, că știți că ăla trebuie spălat, uscat, pus înapoi. Durează mai mult să speli mașina decât să tai carnea. Credeți-mă, da, dacă ai o cantitate mare, un kil, doi, da, merită. Dar așa, pentru 600 de grame, credeți-mă că nu merită. Mi-a plăcut așa să simte bucățica de carne. Nu, uitați, deja vedeți. Salvește carnea, uitați ce fain arată, foarte fain arată. Și bineînțeles, mai lăsăm un picuț și condimentăm acum. O să condimentăm, o să punem sare, piper, boia. O să iau mărarul de pe masă. Da, așa se simte bucățica de carne, v-am zis. Când e mărșinat, se simte așa, nu știu, mai cleios. Asta e mai faină, că mie îmi place. Cel puțin mai mult așa decât cu carne tocată. Amestec și eu aici. Este tot să... Niște pigaia. Sau trebuie să cauți o din ala pentru o chestie anume pentru agar, anti-alunecare. Deci. O să punem pe masă și condimentăm pe masă. Dragii mei, acum vreau să condimentez. V-am spus, eu fac după gustul meu, ca să știți. Deci punem piper, rumeniem prima dată, așa, jumătate de... Linguriță. Linguriță. După aia punem un pic de sare. Linguriță. Boia. De sare. Pun mai mult. Boia, olivă, să bună. Să fie culoare. Și ăsta mai lăsăm sarea și piperul. Fiindcă gustăm. Și bineînțeles, mai am acolo mărar, o să pun și mărar un pic, mai un pic, nu o las așa. Și ce zici, mi-ai pun și cimbru sau nu? Sau... Da, voi știți, dar... Sincer, mie nu-mi plac așa multe condimente. Și nici la miri, să știți, mie îmi plac piper, foarte boia, mult, dar... dacă e nevoie... Puțin gustă de ei, așa, dar nu... Mie nu-mi place atâtea... Da, acum, cimbru, oregano, câte și mai câte și... Da, fiecare cu gustul lui. Uitați ce culoare frumoasă are și gata, umplutura, vedeți? Acum noi o să gustăm, să vedem ce gust are, dacă mai are nevoie de condiment. Hai, am aici... Eventual, nu știu, sare sau
Poate sarea nu s-a topit încă. Am să văd dacă am. Nu pui trufe din alea. Eu nici n-am știut cum a fost cu trufele alea. Ai pus parcă în ceva. Nu arde, să pun. Hai să punem un pic. Să pun mărar ce? Da, o să mai pun un pic de mărar, că o să fie, uitați așa, un pic de verdeal. Asta o lăsăm la final. Și aici, uitați așa, jumătate de linguriță, de jumătate de linguriță de, am pus ciuperci din aia, trufa săracului. Trufa săracului, da. Așa. O să țin minte dacă ai mai băgat în ceva, nu mai știu, dar nici n-am, mi-am dat seama. Am pus foarte puțin. Ce și acum tare. Abia i-am pus un pic mai mult ca să se simte. Am băgat în orez un pic, dar foarte puțin, am băgat un vârf de cuțit, așa că nu prea să, adică să simți, dar nu tare, nu puternic, știți? Vreau să mai gust, să văd dacă se simte. V-am spus, dragii mei, gustați. Puneți ce pun eu și gustați și faceți după gustul dumneavoastră. Nu, dacă eu am pus așa. Lasă așa, Mori, lasă. Ar mai trebui un pic de sare, mi-ai. Nu-i sărat. Pune un vârf de linguriță, nu? N-ai dat să mai punem un pic, nu mult. Uitați, mai punem și un pic de piper și un pic de sare. Vedeți? Așa. Ca să aibă gust. Să vă știți cum e, dacă nu condimentez, nu are gust. Și asta e, nu putem să zicem că, uai, ce ăsta, n-are. N-are. Da. Cine e de vină oare? Și punem și o lingură de pastă de roșii, dar am trebuit cuțitul. Eu pe și. Două. Trei. Atât. Roșii pasate, sau cum se numesc, da, alea. Roșii pasate, dar restul ne trebuie la, ca să facem sosul. Păi am pus 4 linguri aici, vedeți, ca să aibă așa lichid, sos, așa, și roșii, știți că se pune și roșii la aia, așa că... No, uitați ce bine arată, o vedeți, dragii mei? Altă viață, o prins culoare, o prins viață, are sat, deci arată foarte, foarte, foarte bine. Și acum, dragii mei, haideți să vă arăt cum lucrăm. Vreau să mai gust odată, nu cu lingura, că cu ăla umplu. Vedeți? Am spălat-o și știți că eu nu umplu cu mâna, că nu-mi place, nu că nu aș putea sau că nu se umplă mai bine, ba da, foarte bine, dar eu umplu cu lingura. Dacă e mare și intră lingurea în ea, zice să bag eu mâna, că se poate băga lingura. Da, trebuie să mă ung eu aici, să curgă aici mie, nu... Uitați așa. Îl curățăm lateral. Așa. Să nu curgă pe jos, să fie curată. Așa. Și uitați ce bine e umplut. O să dau cu un pic de făină peste.
Și punem în picioare. Am pregătit aici o cratiță. În asta o să fierb, în cratița asta. Și le pun așa în picioare. Prima dată le umplem pe... Oh, are apă. Ce ardei mare, ce avem. Da. Are la da, astea am avut. Astea am avut, astea am făcut. Asta am luat de la Kaufland aici. Na, da. Nu mai zic că ce și cum. Sunt foarte mari. Da. În munciuna din asta nu-ți mai trebuie nimic, dragii mei. E sătulă. Una să mâncă. Dar nici nu fac mult. Nu, câte am? O să numărăm. 6 sau 7 am, nu știu câte. Hai am. Să vezi dacă ai carne pentru toate. Mai și mai mult. Dar nu știu dacă mai este în frigider. Trebuie să mă uit să văd. Cred că mai este una. Cred. Acolo, la de jos, cred că mai am una. Am lăsat, am zis că nu. Pentru mâncare. Ce fain miroasă umplutura, să simte mărarul. Să știți, uitați, curățăm să nu curgă cumva aici mie, că nu-mi place. Gata, nu le umplăm foarte tare, că să mai umflă și orezul, știți? Și atunci n-are loc, dacă eu le umplu așa tare. Așa, normal, nici foarte plin, nici gol să nu fie. Să fie normal și tragem după ea să nu curgă mie aici. Și deja am făcut 2 mari. Vedeți ce mari ies? Le punem acolo. Haideți să le facem pe ăsta. Wow! Are apă în ea mult. Și, dragii mei, până le gătăm, nu durează mult, că avem 6 sau 7, nu le-am numărat exact, dar cam atâta cred că am. Și, cum v-am spus, nu facem foarte mult, că nu suntem mult. Și mâncăm unul, că e foarte mare și ne ajunge. N-am mai făcut de mult ardei umplut, așa cu sos, cum ne place nouă. Ne place cu sos de roșii dulce, așa un pic dulcea, nu să fie acră oțet. Hai să nu curgă pe mine. Na. Am umplut, uitați. O să vină un pic de făină peste. Ca să facă un dop aici, ca să nu iasă umplutura din ea. Să nu iasă vară. Deci deja avem 3. Și... Are ceva. Stai, o să vină în picioare, numai cum s-o răsturnat. Păi vine, da, că vine mai dat cu făină, făină și da. Pus apă peste și, bineînțeles, o punem la fiert. O să-mi rămână umplutura, o să vezi. Eu n-am avut mult carne, să știți. 600 de grame cât ai avut acolo. Da. 6 cu orezul 7 și jumate, 800. Nu, aproape 1 kilogram. Și zici că nu e mult. Păi. Foarte mult. Ați pune 1 kilogram numai de carne. Oh. Plus restul. Familie mare. Da. Suntem familie mare. Mică. Exact. Că ăsta e micuț. Cum fac ăsta? Acum, dragii mei, umplăm și asta roșie. Mie îmi plac ardeii ăștia roșii, ca nu e un fel de capia ei, dar mai mare. Și foarte dulci, foarte bun. Mie aștia îmi plac. La aștia mânc și ardei, dar la aia verde să știți că n-o mânc. Eu mănânc. Aia-ți verde s-a lui Mihai și ăștia roșii s-a mei, ca să știți. Na, gata, uitați așa, o curățăm. Uitați, vedeți, le-am umplut bine. Și cum v-am spus, o să dăm cu făină peste. Lasă. Are, n-am scos asta din asta să vă arăt. Vedeți? Vena aia albă. Acum.
le-am curățat, uitați ce curate. Și acum le umplem. I-am spus la Mihai, dar Mihai pe mine nu prea mă ascultă. Da, ce să facem? Mihai zice că e foarte, foarte mult fac. Ce mi-ai spus? Că o să-mi rămână umplutură. Oh, păi dar de ce ai făcut așa mult? No, bine, Mihai. Trebuia mai puțin. Da. Lasă că pui acolo în frigider undeva, în congelator și mai faci mâine, poi mâine ceva. Mai fac un ardei, nu? Da. Bine, așa facem. Ați auzit, dragii mei? Mâine, poi mâine mai facem un ardei. Nu. Da. Hai să curăț. Uitați. Ți-am spus. Nu știu. Mai am una. Le scot și aia din frigider. Sau nu? Nu știu cum vrei. Una în plus. Câte avem? 2, 4, 6. Nu, hai, umple acum ăla, o să vezi. Stai să te gândești. Timpul zboară. Mă grăbește, Mihai. Da, eu trebuie să mă duc după Miriam la școală. N-a sughit, dragii mei. Eu pun așa, mai încet. Mă duc să mai aduc o singură ardei ca să avem 8, că noi suntem 4 persoane, suntem și atunci 2, 4, 6, împărți, dacă ai 2, ai 2. Și atunci, pui... Mihai, noi suntem 4 persoane, avem câte 2 ardei de una. Contează, mă. Ce zici? Ca să pui toată umplutura dacă ai 2. Cum le împărțim, eu... Mănânc unu, dau ție 3. N-ați auzit? Nu se bucură. Da. Dragii mei, bucurați-vă că Mihai m-a dat un ardei. Da. Glumește. Deci el așa glumește. Sanda, dacă ne auzi, lasă, ai auzit ce a zis Mihai? Îți face o poezie de nu te vezi. Doamna Mari cu ardeiul l-a umplut la tot cartierul. Da, atunci a zis să pun în pungă și fac din ea o ciorbă. Sau dacă ai 2 ardei, mai ai 2 ardei să-i intre nu toți. Nu intră nici în 2. Nu, 3 atunci. Cum le tamponăm? Uitați așa le fac cu făină. O să le scot și asta. O să le încerc să le pun în picioare. Cât e posibil. Nu intră alea roșii mai ales. Trebuie așa să facă o... Mai este care nu-i făcut. Mai este unul. Sperăm că nu o să iasă umplutura. Trebuie la foc încet. Uita ceva. Ce pe ăsta, numai un pic de făină, ca să ne trezim că ies.
Și acum vine apă și la fiert. Da. Acum mă spăl pe mână, pun apă peste și o punem la fiert. Deci am pus oala cu ardei la pe aragaz, arn apă și lăsăm să fiarbă, dragilor. Da. Și acum pun un capac peste și lăsăm la foc foarte, foarte încet. M-am dus să caut capacul ăla ce e pentru oala asta. Stai să văd dacă e asta, că nu mai știu care e capacul. Da, avem și mai mari și mai mici, avem vreo 3 mărimi sau 4. Nu se vede, ăsta e, da, ăsta. Da, ăla e la fix. Da. Da, la fierbere cu voi. Și acum lăsăm la foc încet să fiarbă cel puțin o oră. Și după o oră o să facem sosul de roșii peste. Dragii mei, acum facem sosul. Eu aici am zahăr, luăm așa o lingură de zahăr. Uite, vedeți ce groasă e? O să mai clătărim cu un pic de apă. Uite, amestecăm foarte bine. Bineînțeles, punem, dar nu mult, puțin. Așa, de piper. Nu fi sărat ale pastele. Și un pic de sare. Am gustat, e foarte bună la gust, dar mai pus pentru roșii acum. Amestecăm și mai clătărim acum. Uitați, vedeți ce gros e, vedeți? Și acum o clătăresc numai cutia, atât ai tot. Deci nu punem mult apă. Te amestec să se topească zahărul, piperul și sarea care am pus. O să clătăresc ăsta un pic și pun aici. Și după aia merem și punem peste ardei. Dragii mei, se vede, nu? Că e fiartă. Am golit pasta de roșii, am mai pus pe ea condimente și acum punem peste tot. Uitați ce sos frumos. Acum nu mai amestecăm, că nu avem voie. Uitați. Așa. Și punem capacul și mai lăsăm exact 5 minute. Și după 5 minute servim în farfurie. Trebuie să mai dea 2-3 clocot cu sosul ăsta dulce. Sosul este foarte, foarte fain. Dar să vreau și să gust. Foarte bun. E dulce, acrișor. E foarte bun. Punem capacul și mai las încă vreo 5 minute să fiarbă și după aia scoatem în farfurie și vă arăt rezultatul. Asta este ardei umpluț. Așa arată ardei noștri. Am pus 2 roșii. Eu vreau să pun unul verde, unul roșu, dar mare vreo 2 roșii. Bine și foarte bine și așa. Deci, dragii mei, așa arată ardeii noștri. Să fierb foarte, foarte bine. Sosul este extraordinar de bun. E dulce. Că ați văzut că am pus o lingură mare de zahăr. Pentru noi, în partea noastră, vreau să vă spun ceva, dragii mei. Poate o să mă criticați, poate o să-mi spuneți că folosesc mult zahăr, că nu trebuia, că cârți, că mărți. Am înțeles. În partea noastră, ca să țineți minte, noi, asta e obișnuință la noi. Deci noi așa ne-am obișnuit să mâncăm cu zahăr, cu mult dulce, mai mult dulce. Nu ne place aia, dacă ați băgat de seamă. Și ciorba, noi nu acrim nici cu oțet, nici cu borș, le mâncăm dulce. Deci nu ne place cu smântână. Da, acru. Deci în partea noastră și murăturile, nouă, dacă e acru tare, noi nu mâncăm.
Deci trebuie să fie dulceac. Deci așa se face în zona noastră. Așa am fost crescut, așa ne-am obișnuit și noi așa facem. Deci eu fac sosul ăsta cu zahăr, că așa se face. Arată bine, miroase bine, nu vreau să știți cum miroase și plus e foarte bun la gust. Încercați și dumneavoastră. Și ardeii ăștia roșii sunt foarte, foarte bun. Nu s-a amar deloc, din contră, sunt dulceac, e foarte gustos. Deci așa arată ardeii noștri, sunt foarte mari, am fert pe ea aproape 2 ore, să știți că la foc încet. Da, o oră și 40 de minute am fert, dar la foc încet, încet, încet. S-o fert ca untul. Deci eu am gustat, e foarte, foarte bun. Face și dumneavoastră, că altfel n-aveți de unde să știți cât e de bun dacă nu o încercați. Deci nu rămâne decât să vă spun la revedere și poftă bună, dragii mei! La revedere!